ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, astăzi avem două cafele, o cafea mare și o cafea mică, în funcție de subiectele pe care avem să le discutăm. În primul rând, să consemnăm mersul rapid al justiției atunci când vine vorba despre persoane publice. Știți cum e, dacă ești persoană publică, justiția are alte reguli. De exemplu, să ne aducem aminte de domnul fost senator PSD, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, domnul Dan Manoliu, care prin decembrie, parcă 21 decembrie 2014, mai țin minte exact, așa, din păcate făcea un accident în Baratca, pe drumul dintre Roman și Piatra Neamț, cu o mașină ACJ-ului. Murea un om care mergea pe bicicletă, domnul vicepreședinte atunci al Consiliului Județean a spus că nu știe ce s-a întâmplat și a pierdut cunoștința, ori a făcut o criză de, nu știu cum se cheamă, n-ai zahăr sau prea mult zahăr, mă rog, așa, și ori a leșinat pur și simplu. Și a început cercetarea penală, a durat doar 4 ani, un termen absolut rezonabil. După care, în 2019, dosarul a intrat în instanță. Acum trebuie să spunem că domnul fost vicepreședinte a ajuns senator și atunci instanțele competente să-l judece sunt altele și de aici o tergiversare, dar avem o primă sentință, deci ea nu este definitivă, poate fi atacată cu recurs, probabil că va mai dura mult timp până când lucrurile să devină definitive, dar să remarcăm că domnul Dan Manoliu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și rudele celui care a murit pe bicicletă vor primi despăgubiri, daune morale, dar nu de la domnul Dan Manoliu, ci de la societatea de asigurări. 160.000 de euro în primă instanță acordați pentru viața respectivului om. Acum ne putem da seama de ce asiguratorii de obicei te întreabă dacă ești persoană publică sau nu, politician, de ce băncile când dau credite îi discriminează pe politicieni. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe. După această paranteză, ea s-a mai întâmplat, genul ăsta de procese lungi s-au mai întâmplat. A fost și cazul fostului deputat Ioan Munteanu, judecat, după care, când procesul era aproape de terminare, el și-a dat demisia din Parlament și n-a mai fost judecat ca parlamentar și procesul a început de la prima instanță din nou. Da, portițele legii sunt portițele legii și fiecare le folosește cum crede. Un alt subiect care a ținut agenda zilele trecute, din păcate un subiect tragic cu cei doi copii care au decedat la Borca. Ieri a fost un comitet județean pentru situații de urgență, s-au luat niște măsuri. Măsurile se iau întotdeauna după ce se întâmplă ceva, însă încercăm să vedem dacă reușim să vorbim cu noul prefect de Neamț, domnul Adrian Niță, să discutăm un pic aplicat despre aceste măsuri, pentru că nu este deloc plăcut să se întâmple așa ceva
într-un județ în care avem kilometri de canale de genul acesta și vă dați seama că nimeni nu poate supraveghea toată această enormitate de canale. Bună dimineața, domnule prefect! Bună dimineața! Sunteți invitat la cafeaua de dimineață, am două cești aici, una mare și una mică. Astăzi cu dumneavoastră o beau pe cea mare, că sunteți la prima intervenție în calitate de prefect. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnul prefect, haideți să spuneți-mi un pic despre Comitetul Județean de ieri, pentru situații de urgență, și explicați un pic măsurile luate dincolo de tonul acesta oficial care este în comunicat. Da, ca urmare a evenimentului tragic care s-a petrecut în weekend la Borca, unde cei doi copii, frate și soră, în vârstă de 7 și 8 ani, au decedat. Am încercat să adoptăm un plan de măsuri ca să preîntâmpinăm astfel de evenimente pe viitor, mai ales că am cerut o statistică de la Inspectoratul pentru Stații de Urgență și am văzut că în ultimii ani s-au întâmplat frecvent, fie că a fost vorba de scăldat sau de altă natură. Cam câte evenimente avem, domnul prefect, așa potrivit statisticii? Au fost 48 de decese în ultimii 3 ani. Doamne ferește, 48 de decese. Da. Și atunci am convocat Comitetul Județean pentru Stații de Urgență și am încercat să căutăm niște soluții pentru ca pe viitor să întâmpinăm astfel de tragedii. Între invitați au fost toți reprezentanții structurilor MEAI care fac parte din Minister, adică IPJ-ul, jandarmii și ISU Petrodava. Am mai fost prezenți inspectorul general, domnul Breja, și reprezentanții Serviciului de Gospodărire a Apelor Neamț și a Hidroelectrica. Urmarea acestei întâlniri am adoptat un plan de măsuri și o să vă povestesc, o să trec prin ele pe scurt. În primul rând e vorba de ele au fost împărțite pe domeniile de activitate și atribuțiile pe care le au instituțiile în cauză, dar cel mai important mi se pare cel care privește educația și avertizarea și de asta mă bazez foarte mult pe colaborarea cu inspectoratul școlar. Totodată ieri am avut o întâlnire și cu reprezentanții celor 5 protopopiate din județ și m-am bucurat să aflu că biserica este alături de noi și își dorește să participe la toate campaniile de acest gen, fie că vorbim în cazul de față de cea împotriva pericolului de NEC, fie că vorbim de următoare campanii ce vor viza avertizarea și informarea populației. Bun, am văzut că faceți apel la preoți, faceți apel la autoritățile locale. Cum veți face ca aceste măsuri să nu fie doar niște măsuri, cum să vă spun eu, formale? Adică noi ne-am obișnuit, țineți minte, că întotdeauna când e un eveniment, după facem lucruri. Ei, cum facem ca ele chiar să se întâmple și să producă, dacă se poate, lucruri bune? Prevenția adevărată. Păi, în primul rând, marea majoritate dintre ele au ca termen de îndeplinire permanent, adică vor trebui puse în aplicare și verificate atât de către cei care le au în atribuții, dar și de către noi. Și mă refer aici la cele care cad în sarcina celor de la Inspectoratul pentru Stații de Urgență, de la poliție,
de la hidrocentrale Bistrița, de la Hidroelectrica sau de la SEGEA. Pe partea asta la altă de în ceea ce privește activitatea și implicarea preoților, aici nu putem face o verificare strictă. Normal. Dar cu siguranță sunt convins că mare majoritate dintre ei se vor implica. În afară de asta, vrem să nu mai transmitem aceleași, să luăm aceleași măsuri sau pe lângă măsurile obișnuite, cum ar fi, vă dau un exemplu, acele panouri care se vor instala de către cei de la Hidroelectrica și care vor informa locuitorii despre pericole de NEC. Eu sunt convins că un copil care merge vara la scăldat nu va citi acel panou sau nu îi va atrage atenția. Și de asta, în paralel, o să facem niște clipuri care să fie folosite rețelele de socializare, acolo unde tinerii sunt foarte activi și prezenți, astfel încât mesajul să ajungă la ei și să fim siguri că sunt atenționați sub aceste aspecte. Și intenționăm să colaborăm cu un regizor și cu încă o persoană din Iași, care va face o animație în acest sens și pe care o vom distribui atât pe Facebook, TikTok, Instagram și pe toate rețelele unde tinerii activează intens. Să știți că la vârsta de 7, 8, 10, 12 ani, în efect, interesant ar fi ca aceste lucruri să fie prezentate în niște ore de dirigenție, de exemplu, în niște acțiuni făcute la nivelul școlilor. E bun TikTok-ul și Instagram-ul, e bun și Facebook-ul, dar poate că mai mult accent pe partea de prevenire în școli ar fi mult mai bun. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Așteptăm să ne vedem. Scuze că vă întrerup. Da. Apropo de acest gen de implicare, în planul de măsuri avem o măsură care prevede și acest lucru și pe care o va duce la îndeplinire Inspectoratul Școlar Neamț, care va asigura informarea elevilor, părinților și profesorilor asupra acestor reguli de respectat și vor fi implicați directorii unităților de învățământ, consilierii educativi, asociațiile de părinți și asociațiile de elevi. Asta este foarte bine. Eu recunosc că nu știam că sunt atâția. De-a lungul timpului am dat știri, dar nu mi-am închipuit că sunt atâtea persoane decedate în urma unor asemenea tragedii, 48 de persoane în 3 ani este extrem, extrem de mult și trebuie făcut ceva. Probabil că nu avem animația celor de la Iași, nici nu suntem regizori, dar vom încerca să facem și noi ceva aici la Mesagerul de Neamț ca să putem să ajutăm la prevenirea unor asemenea situații. Vă mulțumim și când o să avem materialele gata, o să vă transmitem și dumneavoastră ca să ne puteți ajuta în aceste demersuri. La asemenea lucruri oricând. Da, vă mulțumim. Mulțumesc tare mult, cele bune și vă aștept într-o emisiune face-to-face când lucrurile se mai așează în zona dumneavoastră după preluare. Vă mulțumesc, o zi bună. Vă mulțumim, la revedere. La revedere. A fost noul prefect de Neamț, Adrian Niță. E bună inițiativa de a se încerca o mediatizare a acestor tragedii în scop, să-i spunem așa, de prevenire. Parcă nu mai îmi vine să discut despre acest subiect și aș merge spre un altul. Poate unii o să spuneți că insist prea mult asupra unor lucruri, dar aș vrea să facem și noi prevenție. Aici au o prevenție apropo de politică. Să știți că multe lucruri pe care le vedem noi la televizor cu apariția unor lideri din aceștia carismatici care întorc străzile pe dos cu prezența lor, nu este deloc întâmplătoare. De exemplu, la mod acum este domnul George Simion și acțiunile pe care le face domnia sa
în AUR, adică Alianța pentru, nu? AUR, pentru Unitatea Românilor sau așa ceva, da? Alianța pentru Unirea Românilor, AUR. Ei bine, domnul Simion n-a fost întotdeauna de partea, să spunem, eșichierului politic, căruia îi mirosea urât, să spunem, zona de implicare gen USR. Domnul Simion are niște legături, ca să spunem așa, cu zona de unde s-a născut USR-ul. Recent, pe un site care publică tot felul de dezvăluiri, a apărut o mică istorie a domnului George Simion din perioada 2014-2019, când domnul Simion activa alături de, atenție, Alianța pentru o Românie curată. Alianța pentru Unirea Românilor, Alianța pentru o Românie curată. Condusă, coordonată de doamna Alina Mugiu Pipidi, care, se știe, era una dintre persoanele care a promovat tot ceea ce însemna Fundația Soros în România. Există și o fotografie care sunt sigur că va face furori. Te rog să o mărești. Este de la o acțiune în care s-a lansat această alianță și în care această alianță prezenta viitorii lideri politice ai României, tinerii lideri de perspectivă. Și dacă vă uitați acolo, este domnul Simion alături de, surpriză, surpriză, domnul Nicușor Dan. Doamna Pipidi prezenta pe acești oameni și spunea că sunt oamenii care vor conduce România, ceea ce înseamnă că doamna Pipidi are mână bună la lideri sau are mână bună la pregătit lideri. Pentru că organizația respectivă îi învăța pe acești tineri că trebuie să protesteze la început pe acțiuni pe Facebook, după care în acțiuni pe stradă. Și așa a apărut încet, încet mișcarea Rezist. Domnul Simion, poate își mai aduc aminte unii, a fost și candidat la europarlamentare. Pe domnul Simion la europarlamentare, potrivit unui material publicat chiar de platforma aceasta România Curată a doamnei Pipidi, l-a sprijinit să strângă semnături această platformă, din care făceau parte, pe lângă domnul Nicușor Dan și domnul Simion, și alți colegi care luptau pentru salvarea României. Printre ei, membrii de frunte a unei fundații care se cheamă Cezar, Caesar. Este cofondator al acestei fundații un anume domn Dan Nechita, care în 2016 avea să devină consilierul premierului Dacian Cioloș. Mai sunt și alți băieți, Mihai Dragoș, Andreea Petruț, fiecare cu drumul lui prin genul acesta de organizații, dar să nu uităm că această fundație Cezar are legătură, dacă nu mă înșel eu și sper să nu mă înșel, cu un nemțean care acum a ajuns
pe o funcție mare, importantă în PNL, domnul Sebastian Burduja. Deci, fondatorul PACT, Platforma Acțiunea Civică a Românilor. În 2009, domnul Burduja înființa, ca să spunem așa, lansa Fundația Cezar. Și asta s-ar traduce prin Centru pentru Acces la Expertiza Studenților și Absolvenților Români. Din această fundație fac parte oameni importanți, precum actualul ministru de externe, domnul Aurescu, au mai fost și alții care făceau parte, Raed Arafat, dacă vă spune numele ceva, sau Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal. Dacă nu, vă putem convinge cu Mark Gitenstein, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii. Ei bine, Fundația Cezar era alături de George Simion. Unii din membrii acestei fundații au semnat un protest public atunci când George Simion a primit reject din Republica Moldova. Și au semnat această hârtie. Toate aceste legături sunt interesante pentru că arată că nimic nu apare din neant. Domnul Simion, după ce citim toate aceste lucruri, pare genul de politician care a căutat mai multe locuri în care să se afirme și nu le-a găsit în vechile partide, așa că a pornit pe drumul AUR. Doamna Pipidi, care altfel este un analist politic de succes și care de obicei nu agrează extremismul, dezvăluia prin 2020, într-un interviu în DC News, că îl cunoaște pe domnul Simion și trebuie să mărturisesc, spune ea, că am sunat persoane care să-i dea atenție. Deci putem spune că domnul Simion este într-un fel este creat politic și de Alina Mugiu Pipidi, care l-a luat în Alianța pentru acea Alianța Dezvoltarea României, cum îi spune, și i-a împrumutat și titulatura AUR-ului, Alianța pentru Unirea României. Doamna Pipidi, dintr-un material, îl numește pe Navalny, principalul contestatar al lui Putin, acest George Simion rus. Deci rețineți, nu George Simion este comparat cu Navalny, ci invers. Navalny este comparat cu George Simion. Ceea ce înseamnă că chiar doamna Pipidi îl apreciază foarte mult pe George Simion. Ce mai poți să spui când vezi toate aceste lucruri? Mai ales că domnul Simion, după ce vedeți acele imagini de acolo, l-a alergat prin Parlament cu telefonul pus pe Facebook în direct pe cine credeți? Pe domnul Nicușor Dan, fostul lui coleg de birou la lansarea respectivei asociații. Ce să mai spunem apropo de toate aceste lucruri? Că domnul Simion a bătut inclusiv la poarta PMP-ului după ce a fost sunat cineva din PMP ca să-l ajute. Deci, diferența dintre ideile domnului Simion și ideile partidelor la care a bătut, la ușa cărora a bătut sau a asociației doamnei Pipidi, diferă aparent foarte mult. Acum, să tragem cu buretele peste trecut și să ne raportăm un pic la prezent. Un pic, nu mult. Nu știu dacă ați remarcat niște similitudini. Țineți minte 24 ianuarie cu Cerneala? Deci, înainte de eveniment,
deputatul de neamț Iulian Bulai, care a fost la noi în emisiune, posta pe Facebook ceva apropo de manifestările de acolo și spunea că o să vedeți tot felul de parlamentari cu tare, cu tare, politicieni care vin la aceste manifestări și spunea aveți două opțiuni, nu vă, indicați și, nu vă indignați și să aruncați cu ouă în ei sau să le spune să meargă, mă rog, în altă parte. După aia el spune, personal eu zic ce aleg varianta dialogului. Ca să vezi, pe 24 ianuarie unul aruncă cu cerneală în George Simion. Asta e. O altă întâmplare, doar întâmplare, știți, întâmplările există. Domnul Simion se duce la tribuna Parlamentului și îl zguduie un pic pe ministrul energiei, pe domnul Popescu, parcă. Nu că domnul Popescu n-ar merita să îi se spună că face tâmpenii acolo la minister și că din cauza domniei sale multe dintre facturile românilor sunt foarte mari. Dar nu numai a domniei sale, ca să fim cinstiți. Ei bine, domnul Simion zice, ești un hoț, îl ia, îl bruschează un pic acolo. Toată lumea este indignată, toată lumea este, mă rog, spune că trebuie să luăm distanță față de extremiști. Spune inclusiv domnul Bulai, locul bătăușului Simion poate fi în ringul de box, nu în Parlament. Și soluția este izolarea totală a AUR. Dar să citim o altă postare a domnului Bulai. Ce spune domnul Bulai? Facturile uriașe trebuie oprite. Ministrul Popescu trebuie să plece înainte să se dezbată moțiunea simplă. Deci postare înainte de dezbaterea moțiunii unde domnul Simion l-a zgâțit un pic pe domnul Popescu. Da, împreună cu colegii deputați din USR am depus această moțiune simplă. Astăzi se dezbate moțiunea. Ministrul Energiei trebuie să plece. Măsurile USR trebuie aplicate rapid. Primăvara nu rezolvă incompetența acestui ministru. Probabil că domnul Simion a citit și el postarea domnului Bulai și a zis că rezolvă el problema ca să nu apuce domnul Popescu primăvara pe funcție. Sunt doar câteva lucruri la care vă îndemn să reflectați. Nimeni nu spune că unul este bun sau altul este rău. Vă spun doar atât că e important să fim atenți la toate aceste coincidențe, să ne uităm un pic și să vedem de unde a pornit un George Simion, ce sprijin a avut și poate ce sprijin mai are. Și de aici încolo, fiecare să ne facem socoterile așa cum credem. Ne oprim aici, oameni buni, o zi frumoasă, o zi bună, o zi în care să aveți cât mai multă sănătate.